Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Armata pe străzile capitalei, sate întregi în autoizolare și medici infectați cu noul coronavirus. Ultimile date privind pericolul răspândirii infecției de COVID-19 aflați în buletin. La o săptămână de la declararea situației de urgență în țară, în farmacii lipsesc categoric măștile de protecție. Comisia de la Veneția a criticat modul în care au fost selectați și numiți de către Parlament cei 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Tragedie în lumea muzicii de la noi. Tânărul solist al trupei 7 clase a fost găsit mort în propriul apartament. Ce spune producătorul trupei, dar și poliția și secvențe dintr-un recent interviu acordat de interpret postului nostru de televiziune, vedeți la știri. Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea referitor la modul în care au fost selectați și numiți de Parlament cei 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Pe site-ul instituției a fost publicată o opinie referitoare la acest subiect. Se întâmplă după ce săptămâna trecută noua coaliție de guvernare creată de PDM și PSRM a votat numirea în funcția 4 noi membri în pofida criticilor venite din partea opoziției. Contactat de postul nostru de televiziune, președintele Comisiei Juridice Vasile Bolea nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu. În documentul publicat pe site-ul Comisiei de la Veneția se spune că cei 4 membri noi ai CSM au fost aleși într-un mod controversat și fără consens în Parlament. Recenta modificare legislativă și modul în care a fost implementată nu atinge așteptările nici a comunității internaționale, nici a societății moldovenești. Astfel, scopul real și sensul reformei constituționale este discutabil, se arată în raportul Comisiei. Totodată, instituția îndeamnă autoritățile moldovenești să suspende implementarea amendamentelor votate în luna decembrie anul trecut și martie anul curent, care prevăd modificarea componenței CSM. Mai exact, au fost incluși 2 membri de drept din rândul profesorilor și 1 membru din rândul judecătorilor. Prin aceste modificări s-a urmărit ca să crească încrederea publicului și a judecătorilor față de instituție. Experții Comisiei de la Veneția consideră că numirea celor 4 membri ar trebui să aibă loc după modificarea Constituției într-o manieră transparentă care ar garanta depolitizarea CSM. După publicarea opiniei Comisiei de la Veneția, membrii Comisiei Juridice din partea Partidului Șor și PAS, care au părăsit ședința în momentul în care se desfășura concursul pentru selectarea candidaților CSM, au comentat pe o rețea de socializare. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a scris că opinia experților Comisiei de la Veneția confirmă împărțirea mizerabilă și pe criterii strict politice a celor 4 poziții din CSM, dintre PD și PSRM. Iar deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov, susține că procedura de aprobare a celor 4 membri noi a fost o farsă și un circ total. Potrivit lui, era clar că PSRM și PDM și-au promovat persoane docile, iar guvernarea urmărește scopul de a-și subordona în totalitate justiția și magistrații. Contactați de postul nostru de televiziune pentru o reacție, deputații din noua coaliție ne-au spus. Eu cred că Comisia de la Veneția ar trebui să facă cunoștință mai din aproape cu cum a decurs concursul. Cu siguranță acest concurs a fost un trampare. Eu cred că cei din opoziție au putut să exprime părerea în ședință de parlament. Nu sunt la curent cu opiniile la Veneția, vom lua de ele. Acum o săptămână, cu voturile deputaților PDM și PSRM, Parlamentul i-a numit în funcție pe noi membri ai CSM. Opoziția a refuzat să voteze, argumentând că acest concurs a fost viciat, iar candidaturile au fost selectate în urma unui târg dintre socialiști și democrați, cărora le-a revenit câte 2 membri. Șaisprezece cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în Moldova. Astfel, numărul persoanelor infectate a ajuns la 125. Majoritatea celor infectați sunt cazuri de transmitere locală. Datele au fost prezentate de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu în cadrul unui briefing. Oficialul a mai anunțat că pentru a susține angajații din domeniul medical implicați în lupta cu coronavirusul, aceștia vor primi încă un salariu de funcție. Astăzi avem înregistrate 16 cazuri confirmate, au fost procesate 104 probe
de către Agenția Națională Sănătate Publică. Deci la momentul actual în Republica Moldova avem înregistrate 125 de cazuri. 3 persoane sunt cazuri de import, este vorba de Franța, Ucraina și Marea Britanie. Și în cazul la 13 persoane este vorba despre transmitere locală. Astăzi au apărut în presă mai multe informații în contextul la 4 lucrători medicali din cadrul Spitalului Clinic Republican, care au fost testați în cadrul unui laborator privat și au fost confirmate cazurile de COVID-19. Vreau să menționez că vom analiza aceste cazuri, inclusiv prin investigarea internă a situației, determinarea legăturii nemijlocite a acestor cazuri cu actul medical care este oferit pacienților, dar și confirmarea acestor cazuri în cadrul laboratorului Agenției Naționale Sănătate Publică. În contextul solidarizării cu sistemul de sănătate, foarte mulți dintre concetățeni abordează subiectul motivării personalului medical. În acest context, fiecare dintre cei care sunt implicați în asistența medicală a persoanelor care sunt suspecte sau confirmate cu coronavirus de tip nou, conform ordinului care a fost emis, vor primi un salariu de funcție în mărime de 100% suplimentar, deci la acele motivări financiare care sunt determinate. Autoritățile au decis să înăsprească măsurile pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. De mâine, accesul persoanelor în locurile publice este strict interzis. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, care s-a întrunit aseară în ședință. Potrivit premierului Ion Chicu, polițiștii și militarii vor verifica în ce măsură cetățenii vor respecta noile restricții. De asemenea, vârstnicii vor avea voie să iasă din casă doar în cazuri de strictă necesitate. Și asta pentru că, spun autoritățile, bătrânii sunt cei mai supuși riscului de a contacta virusul periculos. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat în ședința de luni peste 40 de decizii care vin să completeze lista restricțiilor anterioare. Limitarea începând cu 25 martie în municipii, orașe și centre raionale a accesului cetățenilor în locurile publice, gen parcuri, terenuri, alte zone unde se aglomerează populația. Este o măsură și aceasta destul de dură, dar este absolut necesară pentru a asigura stoparea răspândirii acestui virus. De miercuri și persoanele în vârstă de peste 63 de ani vor avea nevoie să iasă din casă doar pentru necesități stringente. Iar în ceea ce privește achitarea pensiilor și alocațiilor sociale, acestea vor fi livrate la domiciliu beneficiarilor prin intermediul Poștei Moldovei. Noi ne adresăm persoanelor în etate cu rugămintea insistentă de a nu părăsi domiciliu fără necesitate stringentă. Vom acorda tot suportul persoanelor în etate, atât prin intermediul angajaților, Ministerului Afacerilor Interne, autorităților publice centrale. Premierul a mai precizat că unele hotărâri ale Comisiei pentru Situații Excepționale sunt interpretate greșit, iar drept urmare oamenii iau cu asalt stațiile PECO, unde beau cafea și se relaxează. Potrivit lui, prestarea serviciilor de alimentație publică, inclusiv în benzinării, este interzisă, iar angajații Ministerului de Interne vor verifica dacă este respectat acest lucru. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au mai decis instituirea unui moratoriu până la data de 1 iunie pentru toate categoriile de verificări efectuate de instituțiile statului la agenții economici. De asemenea, s-a decis amânarea plății impozitului pe venit pentru primul trimestru al acestui an pentru persoanele juridice. Totodată, guvernul a autorizat mai multe curse charter care vor facilita aducerea în țară a cetățenilor moldoveni rămași blocați peste hotare. Aceștia vin din Londra, Paris, Istanbul și Moscova.
Autoritățile se mobilizează în lupta împotriva coronavirusului. Tehnica militară a Armatei Naționale și soldați înarmați au fost observați astăzi în mai multe intersecții din capitală. Asta după ce ieri Comisia pentru Situații Excepționale a anunțat că tot efectivul armatei și angajații Ministerului de Interne vor patrula străzile și locurile publice pentru a-i determina pe oameni să păstreze distanța socială. De asemenea, măsura este necesară în condițiile în care de mâine aflarea cetățenilor în parcuri, spații de agrement sau alte locuri publice este interzisă. În context, ministrul apărării Alexandru Pânzare a anunțat că Armata Națională este pregătită să intervină cu 1500 de militari și 160 de unități de tehnică specială pentru a asigura patrularea în spațiile publice alături de polițiști și carabinieri. Totodată vor fi disponibilizate la necesitate resursele logistice ale Ministerului Apărării pentru sprijinirea personalului medical implicat în gestionarea crizei, a mai anunțat ministrul. Opt angajați ai Spitalului Municipal pentru Copii numărul 1 din Chișinău sunt în carantină la domiciliu. S-a întâmplat după ce o mamă a cărui copil fusese internat în instituția medicală a fost diagnosticată cu noul tip de coronavirus. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de directorul spitalului Ștefan Calancea. Potrivit lui Calance, angajații medicali au fost plasați în carantină de la începutul acestei săptămâni și vor sta acasă în următoarele două săptămâni. Medicii sunt în carantină, că am avut un caz, o doamnă, omințit că a fost în contact cu o persoană care a venit de psihotarele publice din zonele afectate. Azi dimineață, până la masă, printre lucruri, eu am vorbit iarăși cu toți. Până când se sunt bine. Ștefan Calancea ne-a mai spus că în urma acestui incident și două secții din spital au fost în carantină. Însă după o dezinfectare totală, acestea sunt gata să primească pacienți. Luni, ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că un copil de vârstă fragedă a fost internat acum câteva zile în spitalul numărul 1 pentru copii cu semne de boală. Mama acestuia însă nu le-a spus medicilor că a intrat în contact cu o persoană infectată de COVID-19. Femeia a recunoscut acest lucru abia peste câteva zile după ce angajații instituției medicale au fost supuși riscului de a se infecta cu noul tip de coronavirus. Conform datelor oficiale, 5 medici sunt infectați cu noul virus periculos. O altă angajată a grădiniței din satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, a fost infectată cu noul tip de coronavirus. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski. Potrivit lui, toți angajații instituției de învățământ sunt plasați în carantină. Acesta a refuzat însă să ofere mai multe detalii despre acest subiect. Am încercat să luăm legătura și cu primarul localității, care însă nu ne-a răspuns la telefon. Pe pagina de Facebook a primăriei din Hârbovăț, autoritățile locale au confirmat că două persoane din localitate au fost infectate de COVID-19. Nu este clar de la cine s-au infectat angajatele grădiniței și nici dacă au fost în contact cu cei care frecventează instituția de învățământ. Potrivit autorităților, la intrarea în sat sunt autospeciale ce monitorizează intrările și ieșirile. Prima angajată a grădiniței a fost infectată cu noul coronavirus acum două zile. În raionul Anenii Noi sunt confirmate 4 cazuri de infectare cu virusul periculos. Pandemia de coronavirus îi inspiră pe unii agenți economici să se reprofileze. O întreprindere specializată în fabricarea și vânzarea soluțiilor destinate construcțiilor a creat un nou produs, și anume un dezinfectant împotriva coronavirusului. Soluția era pusă în vânzare în butelii de 2 litri cu denumirea de gel anti-COVID-19/20. Agentul economic a fost deconspirat de oamenii legii și riscă să fie penalizat contravențional sau penal. Totodată, 5 persoane din municipiul Chișinău au vrut să profite de criza de măști și soluții dezinfectante care se găsesc cu greu în farmacii. Aceștia vindeau dezinfectanți, măști de protecție și mănuși fără acte de proveniență. Ofițerii au ridicat marfă în valoare de peste 245.000 de lei. Este vorba de aproape 5.000 de recipiente cu dezinfectant și tot atâtea măști medicinale, dar și 100 de perechi de mănuși. Cazul a fost documentat și urmează să fie expediat în judecată.
De mâine România intră în carantină totală după ce au fost înregistrate 8 decese din cauza coronavirusului. Restricțiile de circulație vor fi obligatorii, iar autoritățile au decis să folosească și armata, care va suplimenta forțele de ordine publică. Între timp, doliul italian pare unul fără de sfârșit. Situația se agravează pe zi ce trece și în Spania. Pentru a preveni răspândirea virusului, Franța a luat măsuri fără de precedent. Ieșirile sunt permise în raza de 1 kilometru de la domiciliu și au fost limitate la o singură dată pe zi. Potrivit presei din România, în țara vecină, coronavirusul a făcut deja 8 victime. Ultimul care a fost răpus de virus este un bărbat în vârstă de 70 de ani care s-a îmbolnăvit acum 5 zile. Iar în Italia, bilanțul morților a depășit cifra de 6.000. În disperare, guvernul de la Roma a impus închiderea activităților considerate neesențiale în întreaga țară. Spania este a doua țară europeană după Italia, care este cel mai grav afectată de coronavirus. Numărul cazurilor se ridica luni seara la peste 2.200 de decese. Autoritățile de la Madrid așteaptă vârful pandemiei zilele următoare. Militarii implicați să ajute la combaterea pandemiei prin dezinfectarea și verificarea locuințelor au găsit un număr de persoane în vârstă abandonate și moarte în paturile lor, scrie The Guardian. Iar unitățile de terapie intensivă au intrat în colaps în Spania, în special la Madrid, unde pacienții sunt așezați pe podea, pe coridoare, în așteptarea unui pat disponibil. Deși nu au fost abandonați la fel ca în cazul caselor de bătrâni din Spania, nici în azilurile de bătrâni din Franța situația nu este foarte bună. Autoritățile anunță că 20 din 163 de rezidenți ai unui azil de bătrâni au murit din cauza coronavirusului. Ultimul bilanț se ridica la 860 de morți. Între timp, cetățenii din Regatul Unit intră în izolare la domiciliu pentru următoarele 3 săptămâni. Oamenii vor putea ieși din case doar pentru a face cumpărături de primă necesitate și vor fi limitate exercițiile fizice în aer liber. Circulația persoanelor va fi permisă doar pentru a ajunge la locul de muncă în cazuri esențiale și pentru a primi îngrijiri medicale. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că pandemia de coronavirus se accelerează, fiind acum confirmate peste 373.000 de cazuri la nivel global. Peste 101.000 s-au tratat. Numărul deceselor a depășit însă cifra de 16.300 de oameni. Un cetățean al Republicii Moldova a decedat astăzi, 24 martie, la un spital din Madrid, Spania, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Informația a fost confirmată pentru deschide.md de către reprezentanții Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților Ministerului, Ambasada Republicii Moldova la Madrid este în contact cu rudele bărbatului. Diplomații examinează posibilitățile repatrierii trupului neînsuflețit, ținând cont de faptul că frontierele mai multor țări europene sunt închise. Îndemn la rugăciune, Metropolia Moldovei anunță că zilnic, la ora 12, în toate bisericile din țară vor bate clopotele timp de 3 minute. Decizia a fost luată de Metropolitul Moldovei Vladimir în contextul epidemiei de coronavirus, care ia amploare în țară, dar și a stării de urgență instituită de autorități. Într-un comunicat publicat pe site-ul Metropoliei se spune că în aceste momente dificile, credincioșii sunt îndemnați la rugăciune pentru cei afectați de coronavirus, pentru personalul medical și pentru toți cei care se luptă pentru a împiedica extinderea acestui virus. Amintim că ieri premierul Ion Chicu a declarat că în weekend, din cele peste 1.000 de biserici din țară, aproape 400 au ignorat regimul special și au desfășurat slujbe în interior. Iar un preot din sectorul Ciocana a fost amendat cu 25.000 de lei pentru că în biserică era un surplus de persoane care nu au respectat distanța socială. Totodată, în privința nouă lăcașe sfinte, urmează să fie aplicate sancțiuni pentru că la liturghie au participat peste 40 de persoane. Tragedie în lumea muzicii. Solistul trupei 7 clase, Cătălin Caragea, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit mort în această dimineață în propriul apartament din Chișinău. Tânărul a fost depistat fără suflare de către o rudă, care a și anunțat poliția. Solistul nu a lăsat niciun bilețel de adio. Contactat de noi, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus că oamenii legii au fost alertați noaptea trecută și că nu au observat urme de moarte violentă. Producătorul trupei 7 clase, Iurie Bădicu, și-a exprimat regretul într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Doamne Sfinte, iartă-ne, te rog iartă-ne! Cătălin, băiat frumos și talentat, de ce el, rațional și ambițios și, dintre noi toți, doar el își făcea semnul crucii în public. Noi parcă nu știu cum evitam să o facem, sfiindu-ne. Cred că ai fost ales și iubit. Iartă-ne, artistule! A scris Iurie Bădicu. Acum câteva luni, Cătălin Caragea, alături de colegii de trupă, au fost invitații emisiunii Între noi, difuzată de postul nostru de televiziune. Atunci, solistul ne-a povestit despre planurile sale de viitor, dar și despre debutul său în 7 clase. Când noi, de fapt, cu Bezu, după aceea ieși prima piesă, mie mi-a plăcut formatul, cum sună, și am acceptat. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Tot atunci, tânărul ne-a vorbit despre succesul piesei care l-a marcat, Fata Urbană, pe care a interpretat-o live alături de colegii din trupă în fața trecătorilor din centrul vechi al Bucureștiului 3 zile la rând. La piesa Fata Urbană, noi l-am filmat, primul videoclip a fost filmat cu un smartphone. Telefon, da. Simplu. Și tot a fost montat și postat pe Facebook. Și eu mă gândeam, zic, cât o să iei? 7.000 de vizualizări posibil într-o săptămână. Eu văd pe asta că el e scepticul echipii, da? Nu știu cum îl mai țineți. La noi se spune că noi uneori e Victor, uneori e Cătălin. Da. Și când m-am trezit a doua zi și mă uit pe, că avea deja peste 20 undeva de mii de vizualizări, apoi eu zic, mă, am să plec din Chișinău, ne-a mai spus atunci Cătălin, însă nu ne-a vorbit și în ce direcție. Știi ce am să fac eu? Am să plec din Chișinău, iar până data viitoare rămâi tu talismanul meu. Trupa 7 clase a devenit cunoscută în 2018 după prima apariție în cadrul concursului Românii au talent, unde a ajuns până în semifinale. Ulterior, băieții au semnat un contract cu casa de producție a compozitorului român Smiley. Producătorul trupei, Iurie Bădicu, a anunțat că cel mai probabil tânărul va fi înmormântat în cimitirul din satul Malcoci, Ialoveni, acolo unde locuiește bunelul său. Mama și tata artistului se află peste hotare și nu se știe dacă au revenit în țară, în contextul regimului strict al circulației e impus de pandemia de COVID-19. Știi ce am să fac eu? Deși de o săptămână Republica Moldova a intrat în stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile din cauza pandemiei COVID-19, în farmaciile din capitală măștile de protecție nu au apărut în vânzare. Farmaciștii spun că stocurile de măști sunt epuizate de mult și asta în condițiile în care populația este amenințată de coronavirus, iar zilnic în țara noastră tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu virusul periculos. Chiar dacă folosirea măștilor este una dintre cele mai populare măsuri de protecție împotriva răspândirii bolilor respiratorii contagioase, farmaciile din capitală nu mai au de mult astfel de produse pe stoc. În rețeaua noastră de farmacii se regăsesc măști pentru protecție? Nu, nicăieri nu avem. Da, din ce cauză nu le aveți? Nu s-a duc, nu sunt. Dar când ați avut ultima dată? Pe jumătate de luna urmă. Nu, cu părere de rău nu sunt. Nici la o filială nu aveți? Da, nu. Din păcate nu sunt. Da, de când nu le aveți? Ele vin, dar sunt în cantități foarte mici și nu cunoaștem. Doar de să vă duceți în farmacie și acolo poate există vreo 2-3 bucăți. După ce operatorii unei rețea de farmacii ne-a îndemnat să căutăm măști de protecție în farmaciile din capitală, noi le-am urmat sfatul. Din păcate însă nu am găsit nicio mască de protecție în vânzare. Interesați de măști am fost nu numai noi. Oamenii spun că intră deseori în farmacii după măști. Ia că chiar m-am întrebat și nu. Nu am spus că nu, s-a mântuit, le-au vândut pe toate. Oamenii dau vina pe autorități. Ei spun că aceștia nu s-au pregătit pentru înfruntarea epidemiei.
Eu consider că această situație nu este normală. Această situație nu a apărut de aseară. Conducerea noastră a văzut că în toate țările s-a declanșat această stare epidemiologică și toți au încercat să se protejeze. Toți ne dăm seama că ar trebui să fim asigurați măcar cu lucruri elementare, măști, mănuși și altele. Am încercat să aflăm de la autoritățile din sănătate când vor apărea măștile de protecție în vânzare la farmaciile din țară. Directorul interimar al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a declarat: ulterior, iarăși am vrut să luăm legătura cu directorul interimar al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Alina Rusu însă nu a mai răspuns la apelurile noastre. Între timp, cetățenii încearcă să se descurce care și cum poate. Unii comandă măști de protecție la atelierile de croitorie din capitală. Chiar dacă acestea sunt închise din cauza carantinei, croitorii lucrează de acasă. De 100% un bac. Vor cu flori, vor negri, bărbații nu vor să poarte colorat, vor culoarea este verzui, culoarea neagră. Au mai mult medicile și doamnele. Meșterița spune că măștile pe care le face sunt mai eficiente chiar decât cele din farmacii. Cu ce este mai rău masca din bumbac natural decât aia de hârtie? Ceva are medicinal? O protecție mai bună ca asta? Asta ai purtat-o două ore, ai spălat-o și ai călcat-o. Da, iată așa. Este gata. Da. Amintim că măștile de protecție au dispărut din farmacii încă din luna februarie. Rămâneți cu Televiziunea Centrală, eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!